Fiți bineveniți la citirea celui de-al doilea capitol din cartea Chemarea Macedoneanului. Acesta este un capitol care se intitulează Un apostol preocupat pentru biserici. Vom citi despre apostolul Pavel și marea lui pasiune pentru oamenii la care l-a trimis Dumnezeu. În general, nu poți avea prea multe mari pasiuni în viață. Iar apostolul Pavel a avut, așa cum am văzut în capitolul anterior, pasiunea de a asculta de Dumnezeu, răbdător, de a merge acolo unde îl vrea Dumnezeu și de a face ceea ce Dumnezeu îi îngăduia să facă sau îl trimitea să facă. Capitolul acesta, al doilea, este un capitol cu un foarte înaltă încărcătură emoțională. Vom citi pasaje care pot fi considerate un fel de spovedanii ale apostolului Pavel, născute în stări de tensiune datorată unor relații cu credincioșii care îl înțelegeau și nu neapărat îl înțelegeau întotdeauna. Și apostolul parcă simte nevoia să se dezvinovățească, să justifice anumite acțiuni. Interesant, asta s-a întâmplat și cu relația lui cu biserica din Tesalonic. Vom vedea împreună. De la Filipii, pățania cu temnicerul, Pavel, Sila și Timotei au plecat prin Amfipoli și Apolonia, capitala provinciei, spre Tesalonic, un fel de co-capitală aceleiași provincii, unde după obiceiul lui i-a căutat mai întâi pe evrei. Aceasta din cauza dragostei lui pentru cei din neamul lui. Țineți minte Romani capitolul 9 și capitolul 10, primele versete, cât și din cauza unui principiu doctrinar care modela strategia apostolului. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune el, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Romani capitolul 1, versetul 16. Pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 17, ne prilejuiește întâlnirea cu oamenii cărora Pavel le va scrie mai târziu două dintre epistolele sale. Sunt, de fapt, unele din cele mai timpurii scrieri din Noul Testament. Iată ce scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească, să învieze din morți și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pism au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întăritat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Urma probabil un fel de linșare publică. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia au răscolit lumea, au venit și aici, Iason i-a găzduit. Ei lucrează împreună împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zăloc. Frații au trimis îndată în noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Textul ne vorbește despre patru categorii de oameni din sinagoga aceasta din Tesalonic. Ne vorbește despre evrei care au primit repede Evanghelia despre împlinirea profețiilor prin Iisus Hristos. Ne vorbește în al doilea rând despre o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu. Evreii numeau de fapt convertiți de la poartă, erau simpatizanți, dar nu aveau drepturi egale cu evrei în sinagogă. Ne vorbește despre niște femei de frunte care au crezut că Iisus este Hristosul
Acestea erau parte din matroanele specifice culturii sociale grecești, femei mai în vârstă, cărora bărbații le cedaseră parțial dreptul de a organiza treburile de acasă și din cetate, păstrând pentru ei libertatea imorală de a se distra cu femei mai tinere. Felul acesta căutau să compenseze relația lor cu nevestele lor, dându-le dreptul să fie un fel de stăpâne peste casă și peste cetate. A patra categorie din sinagogă este categoria evreilor din Tesalonic, care nu l-au crezut pe Pavel. Expresia folosită de Luca, au trecut de partea lui Pavel, sugerează că între Pavel și evreii care nu crezuseră se declanșase un conflict deschis. Împotrivitorii lui Pavel au tocmit niște oameni fără căpătâi, l-au denunțat pe Pavel în fața autorităților orașului și l-au forțat să fugă la adăpostul nopții. Este clar că ei au luat din Evanghelia lui Pavel numai ceea ce le-a convenit, transformând îngrijorarea lor religioasă într-o presupusă problemă politică cu implicații sociale. Viclenia lor a reușit și astfel asupra creștinilor din Tesalonic, a început foarte de timpuriu un val de persecuție. Aceste viespi turbate, evreii care n-au crezut, l-au urmărit apoi pe apostolul Pavel și la Berea, punându-l iar pe fugă spre Atena. Citim în Fapte 17:11-15. Iudeii aceștia din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vaza ale grecilor, iarăși, și mulți bărbați greci au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâțe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Ca fundal pentru studierea epistolelor scrise de apostolul Pavel către cei din Tesalonic, aflăm deci două lucruri. Cel din tâi este că biserica de acolo s-a format în toiul unor controverse legate de felul în care Dumnezeu a împlinit profețiile mesianice prin Iisus Hristos și va instaura curând mult așteptata împărăție. Foarte important pentru cartea noastră. Cel de-al doilea este că Pavel a plecat de acolo pe fugă și a rămas cumva îngrijorat de impresia pe care aparenta lui slăbiciune o va pune asupra mărturiei despre un Hristos atotputernic. În realitate, apostolul a plecat din Tesalonic mai mult de dragul convertiților de acolo, nu de frica pentru ce se putea întâmpla lui. Prezența lui îi costase deja prea mult și risca să-i coste și mai mult. Au dat drumul lui Iason și celorlalți, ne spune Luca, numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Convertiții din Tesalonic au trebuit să plătească autorităților romane o mare sumă de bani drept cauțiune. Prezența lui Pavel în Tesalonic ar fi însemnat noi tulburări religioase, pierderea acestei sume și cine mai știe ce altfel de pedepse. Apostolul a plecat de acolo ca să evite toate acestea, dar a plecat de acolo și cu o mare îngrijorare în inimă. Ambele lui scrisori, scrise la doar două luni una după cealaltă, sunt pline de aceste două elemente, dovedind marea preocupare apostolică pentru cei din Tesalonic. De Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7. Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. După plecarea din Tesalonic și ajungerea la Atena, Pavel a făcut tot ce a depins de el ca să se îngrijească de convertiții din Tesalonic. Mai mult, Pavel dorea din toată inima să se întoarcă la ei el însuși și să continue lucrarea cu ei. Iată ce mărturisește el în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, primele 6 versete.
De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri. Căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea de suferit necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi, la noi, și ne-a dus vești bune despre credința și dragostea voastră, că întotdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. Persecuțiile urmăreau să-l îndepărteze pe Pavel de biserici. Preocuparea pastorală îl făcea să dorească să fie întotdeauna împreună cu ele, să le crească și să smulgă buruienile învățăturilor mincinoase din ogorul pe care lucra împreună cu Dumnezeu. Această sfâșiere lăuntrică este pecetea apostoliei lui Pavel. Iată ce scrie în 2 Corinteni, capitolul 11. De la versetul 10 la 18, un pasaj ca o spovedanie, ca o mărturie a zbuciumului. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau alminterea suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțin de el. Ce spun în această îndrăzneală ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci spun ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lauda și eu. Voi dar suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei și eu sunt. Sunt ei israeliți și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt. Sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Un apostol preocupat pentru biserici. Ce vom spune noi în fața unei pilde așa de frumoase? Cum ar trebui să fie cei chemați astăzi să calce pe urmele lui Pavel, întrucât și el a călcat pe urmele lui Hristos. Pilda marelui apostol ne-a făcut pe mulți să mergem înainte și să ardem până la epuizare
în grija pentru cei din biserică. Dau aici doar două exemple din viața păstorului baptist Ioan Dan, care a ajuns într-o vreme să fie chiar președintele Uniunii Baptiste din România. Cinstea aceasta nu i-a dus însă prea mult confort și câștig sub autoritățile comuniste. Într-o ocazie, trimișii securității au venit să-l aresteze din casa unui om aflat pe o cornișă de deal. Fratele Dan s-a băgat sub o stibă mare de lemne, unde numai unul mic de statură ca el ar fi putut încape. Oamenii legii l-au căutat peste tot și nu l-au găsit. Au stat însă de pază câteva zile, așa că fratele Dan a rămas mult sub stiva aceea de lemn. Avea să mărturisească mai târziu. Dumnezeu a avut grijă de mine. O găină și-a făcut și ea cuibarul sub stiva de lemn, așa că am avut în fiecare zi ouă ca să nu-mi fie nici foame, nici sete. Aleluia! Cu altă ocazie, autoritățile l-au prins și l-au închis într-un grajd în care era un taur cunoscut pentru violența lui. Fratele Dan s-a pregătit de moarte și s-a ascuns într-un colț. Taurul s-a năpustit spre el, dar coarnele mari au lovit în dreapta și în stânga, așa că nu l-au atins. Faptul că era așa de mic și subțirel l-a scăpat și de data aceea. Revenind la situația lui Pavel, gândul că un om de talia apostolului Pavel n-a fost apreciat atunci la adevărata lui valoare, ci vorbit de rău și pus în balanța celor ce erau ispitiți să umble după învățători mincinoși, ne mângâie și ne întărește totodată. Ca și Pavel altădată, și noi suntem plini de râvnă pentru cei convertiți, nu de dragul nostru, ci de dragul celui ce ne-a chemat la o slujire așa de măreață. Priviți-l iar pe apostolul Pavel în sfâșierea lui lăuntrică, scoasă la suprafață de nestatornicia convertiților din Corint. Iar Corint. O, de ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă! Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă împățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine! Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despoiat alte biserici, primind de la ei o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Hăituit de autoritățile vremii, dar preocupat până la agonie de biserici, Pavel se vede criticat pe nedrept și înlocuit ieftin cu oamenii care răspândeau în jur miresmele morții. Chiar și din această situație, el trăiește însă pentru cei credincioși, luptă pentru ei, se jerfește pentru ei. Ultima instanță care va judeca până la urmă lucrarea lui și reacțiile lor va rămâne întotdeauna Dumnezeu și dreptatea sa cea foarte mare. De fapt, așa a spus și Soren Kierkegaard, filozof și teolog olandez, într-una din cugetările lui remarcabile. Oamenii cred că predicatorul este un actor pe o scenă și că ei sunt criticii care îl blamează sau îl laudă. Ceea ce ei nu știu este că, de fapt, ei sunt actorii de pe scenă. Predicatorul este doar suflerul care stă în culise și le amintește replicile pe care le-a uitat. Iar Dumnezeu este ascultătorul care apreciază.
Amin. Amin și iar amin.